Firmele care se ocupă de păstrarea arhivelor, delegarea documentelor sau de eliberarea actelor pentru cei care au lucrat în societăți ce s-au desființat vor fi nevoite să obțină autorizație de la arhivele statului. Se aduc modificări referitoare la prestarea de servicii arhivistice de către operatorii economici autorizați de către Arhivele Naționale să presteze servicii arhivistice. Prin lege se aduc reglementări unui domeniu care a stârnit numeroase nemulțumiri din partea cetățenilor referitoare la documentele preluate de către instituții și de către persoane juridice, a documentelor cu valoare practică. Prin prezenta lege, toate persoanele juridice care vor presta servicii arhivistice vor trebui să fie autorizați contra cost de către Arhivele Naționale și vor trebui să îndeplinească anumite condiții pentru obținerea autorizației. Persoanele juridice care nu se vor conforma riscă să rămână fără domeniul de activitate. Arhivele Naționale, respectiv serviciile județene, vor putea suspenda sau să retragă autorizația de funcționare a acestor operatori economici autorizați să presteze servicii arhivistice. Încălcarea prevederilor legii vor duce la aplicarea de sancțiuni contravenționale. Și amenda care se aplică sunt amenzile prevăzute în legea 16/96, de la 1.000 de lei până la 25.000 de lei. În două luni va apărea și metodologia de aplicare a legii. În această perioadă, firmele pot solicita informații despre actele necesare pentru intrarea în legalitate. De la publicarea în Monitorul Oficial se va trece la aplicarea de amenzi.